În această seară vrem să medităm la cina Domnului și vrem să avem câteva gânduri, va fi mai mult o meditație decât o predică. Am putea numi o predică tematică, în sensul că va aborda mai multe texte pe aceeași temă. În alt sens este expozitivă, pentru că vom face o expoziție a acestor texte și vom încerca să facem o exegeză și o interpretare corectă. Dar vrem să formulăm prin această călătorie asupra acestei teme o privire mai amplă, mai corectă asupra cinei Domnului. Și în această seară vrem să ne privim la cina Domnului, care este o poruncă, o amintire și o împărtășire reală. Evident, ar fi valențe și fațete infinite asupra cinei Domnului și nu ne-ar ajunge timpul în această seară dacă am vrea să le aprofundăm pe toate, dar acestea trei vrem ca să le vedem deslușit din cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că cina Domnului este pentru noi, pentru creștini, o poruncă, un imperativ, da? Este un moment de amintire, dar în același timp este o împărtășire și este o împărtășire reală și vom vedea exact ce înseamnă lucrul acesta. În primul rând, Scriptura ne învață că cina Domnului este o poruncă. Hristos, când instituie cina Domnului, o face ca și un imperativ, ca și un directiv care îl dă ucenicilor. El nu vine și dă o sugestie. El îi invită și le poruncește să ia parte la ceea ce instituie. Citim în Evanghelie, când se spune că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos, după ce a rostit binecuvântarea asupra pâinii, a luat, a frânt-o și apoi le-a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați. De asemenea, vedem cu roada viței că o împărtășește cu ucenicii și le dă acest imperativ: beți toți din el. Este clar din Scripturi că această poruncă care s-a dat atunci când Domnul Iisus Hristos a instituit cina Domnului a fost menită de el să fie o poruncă perpetuă. N-a fost un eveniment singular care s-a întâmplat în intimitate cu ucenicii lui și apoi n-a mai trebuit repetat. Chiar Domnul Iisus Hristos spune la instituirea cinei Domnului să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Deja pomenește faptul că ei trebuie să facă lucrul acesta după plecarea lui. Nu este ceva care s-a întâmplat odată și apoi nu mai trebuie să se întâmple. Este ceva care este perpetu, face parte, este o poruncă dată bisericii de Hristos, care trebuie să se întâmple în mod constant. Apoi vedem că practica și învățătura apostolică de asemenea face lucrul acesta deslușit. Biserica primară a privit asupra cinei Domnului ca și o poruncă, un imperativ din partea lui Hristos care trebuie practicat în mod constant. De aceea în Fapte 2 ni se spune că ei stăruiau înfrângerea pâinii. Era un element cheie din viața bisericii. Ei au înțeles faptul că această practică instituită de Domnul Iisus Hristos este o poruncă pentru biserica lui care trebuie păstrată până la venirea lui și trebuie să fie un element focal, central din viața bisericii. De asemenea, în 1 Corinteni 11, Pavel dă învățătură explicită despre cina Domnului, încercând să corecteze devierile care există în acea biserică. În primul rând, putem sublinia faptul că biserica din Corint practica sau cel puțin încerca să practice cina Domnului, dar din cauza imaturității lor nu reușeau. Sau cel puțin Pavel spune că ceea ce practică ei acolo s-a fost denaturată așa de mult încât nici nu se mai poate considera cina Domnului. Și el vine și relatează, sumarizează învățătura apostolică, învățătura Domnului Iisus Hristos despre cina Domnului. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu care s-a frânt pentru voi, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis: acest pahar este noul legământ în sângele meu. Ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni El. Observați că recapitularea lui Pavel a cinei Domnului sublinează câteva aspecte esențiale.
În primul rând, Pavel ne spune că cina Domnului este primită de la Domnul. Nu este o invenție a bisericii, nu au stat apostolii după plecarea Domnului Iisus Hristos și a zis, măi, ar trebui să facem noi un simbol, să gândim noi o practică în biserică, pentru că oamenii ăștia, noi le tot vestim Evanghelia, dar ei au nevoie de ceva vizibil. Hai să inventăm noi un fel de icoană, ceva vizibil care ar putea oamenii să înțeleagă mai bine. Nu. Nu ar fi trecut așa ceva prin cap. Este ceva care s-a primit direct de la Domnul. Practica este instaurată de Hristos. Apoi, cina Domnului este transmisă bisericii. Pavel spune că ceea ce a primit și ceea ce v-am dat. Ceea ce Hristos a poruncit bisericii, aceea a fost transmis. Aceea este transmis și de apostol. Și apoi, ni se spune că cina Domnului trebuie practicată, da? Spune de două ori, repetă, insistă apostolul Pavel, în recapitularea lui, că trebuie să faceți acest lucru până va veni El. O poruncă dată direct de Hristos, transmisă bisericii prin apostol, care trebuie să persiste până la venirea Lui. Trebuie să fie punctul focal din cadrul adunării Domnului Iisus Hristos până la venirea Lui. Al doilea rând, cina Domnului este o amintire. Este o ocazie în care ne amintim de anumite lucruri. De aceea Hristos ne spune să faceți lucrul acesta spre amintirea mea sau spre pomenirea mea. Trebuie să ne amintim anumite lucruri atunci când venim la masa Domnului. Ne amintim despre lucrurile trecute, ne amintim despre lucrurile prezente și în același timp ne amintim despre lucrurile viitoare. Ne reamintim promisiunile viitoare care ne le-a făcut Hristos. În primul rând este important la cina Domnului să ne amintim trecutul. Să ne amintim trecutul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos prin care am fost răscumpărați. Și elementele cinei Domnului sunt concepute de Hristos să fie extrem de sugestive pentru noi. De ce a ales aceste două elemente? De ce n-a fost altceva? De ce pur și simplu n-a fost o agapă de dragoste și doar atât? În aceste două elemente, în pâine și vin, există o întreagă teologie biblică care trebuie despachetată. Și în momentul în care credinciosul se apropie de masa Domnului, de pâine și de vin, mintea lui trebuie ca să înceapă să-și amintească. Și de la începutul Scripturii, el trebuie să-și amintească semnificația acestor lucruri. De ce vin? De ce hrană prin pâine? De ce vinul acesta care reprezintă sângele? Și nu putem, instinctiv, începem și ne amintim. Mergem cu gândul în grădina Edenului, unde drama umană începe cu hrană și se sfârșește cu sânge. Omul care e nesatisfăcut cu hrana perfectă, perfectă și trupească, avea acolo o varietate de fructe și de plante și tot ceea ce avea nevoie să trăiască sănătos și până în veșnicie, da? Dacă asculta de Dumnezeu. Dar și hrană spirituală, era împărtășie cu Dumnezeu. Nu ducea lipsă de absolut nimică. Dar el, fiind nesatisfăcut cu această hrană primită, a ales să mănânce din pomul interzis, din hrana interzisă, din hrana care s-a promis că dacă se va mânca din el, din ea va atrage moartea. Și în ziua aceea, în care primii noștri părinți au mâncat din acea hrană, a venit păcatul și moartea peste omenire. Și știm cu toții, după acest eveniment, cum se încheie acea scenă în care primii noștri părinți sunt izgoniți din grădina Edenului. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și ea îmbrăcat. Se încheie cu primul sacrificiu, cu prima vărsare de sânge, cel puțin fizic vorbind, din istorie. Goliciunea păcatului transmite Dumnezeu acestor oameni. Goliciunea păcatului nostru nu poate fi acoperită decât printr-un sacrificiu de sânge adus de Dumnezeu. Sacrificiile noastre de sânge nu pot acoperi păcatul nostru. Ei s-au acoperit cu niște frunze, da? Încercau ei, prin istețimea lor, prin munca lor, să-și acopere goliciunea. Și Dumnezeu vine și dă la o parte aceste frunze și spune, este nevoie de un sacrificiu de sânge care eu am să-l aduc. Prin răscumpărătorul promis care trebuia să vină prin sămânța femeii, ca să fiți acoperiți, ca păcatul vostru să fie acoperit și să puteți sta înaintea lui Dumnezeu. Am zis primul sacrificiu fizic, pentru că Scriptura ne dezvăluie apoi că
că mielul a fost înjunghiat încă din veșnicie ca să fie acoperire pentru păcatele noastre. Altfel ar fi fost imposibil pentru Adam și Eva să stea o clipă ca și păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să fie nimiciți instanți în prezența lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne revelează că deja a fost un sacrificiu înainte de întemeierea lumii. Din veșnicie mielul era pregătit. Din veșnicie acest sacrificiu era plătit. Și începe o linie lungă de manifestări tipologice prin care Dumnezeu din nou și din nou și din nou ne spune că există această problemă simbolizată prin două lucruri. Hrană și sânge. Pâine și sânge. Din nou și din nou. Și mergem și ne amintim de Avram. Și ajungem în Geneza 22. Și citim că după toate acestea Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și a zis Avrame și el a zis, iată-mă. Dumnezeu i-a răspuns, ia pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu, fiul pe care îl iubești și du-te în ținutul Moria și jerfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Și vedem apoi tatăl și fiul urcând pe acest munte și se pornește un dialog între Isaac și Avram. Tată, da fiule, a răspuns el. Avem focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? L-a întrebat Isaac. Dumnezeu însuși va da mielul pentru arderea de tot, fiule, i-a răspuns Avram. Cei doi continuă în călătoria lor, până când ajung acolo, se clădește altarul. Avram îl leagă pe fiul său și se pregătește să-l aducă ca și sacrificiu în ascultare de cerința lui Dumnezeu. Și apoi intervine Dumnezeu și spune să nu se atingă de băiat. Și Avram își ridică privirea și vede un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus și a luat berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a numit acel loc, Domnul va purta de grijă. Motiv pentru care se spune și astăzi la muntele Domnului Domnul va purta de grijă. Și vedem tiparul acesta din nou și din nou și din nou. Este nevoie de vărsare de sânge. Este nevoie ca să fie un sacrificiu care să acopere pentru noi. Ne amintim apoi de exodul poporului Israel. Mergem în Exod 12, exodul poporului din Egipt. Se pregătește ieșirea din Egipt și Dumnezeu poruncește poporului să ia un miel. Un miel fără cusură. Și se spune în Exod 12 cu versetul 7, să ia din sângele lui și să ungă cei doi ușori și pragul de sus al caselor în care vor mânca. Să mănânce mielul acesta în aceeași noapte, să-l mănânce fript la foc cu azime și cu ierburi amare. Și le spune apoi în versetul 12 că toate acestea trebuie să se petreacă pentru că în noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lua viața tuturor întâilor născuți din țara Egiptului, atât ai oamenilor cât și a animalelor, și voi judeca pe toți zeii Egiptului. Eu sunt Domnul, spune Dumnezeu, sângele de pe casele în care locuiți. Va fi un semn pentru voi, când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi și urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi țara Egiptului. Și apoi le spune în versetul 14, această zi va fi pentru voi o zi de aducere aminte. Să o comemorați ca pe o sărbătoare pentru Domnul, să o comemorați de-a lungul generațiilor, ca pe o sărbătoare dintr-o poruncă veșnică. Ce avem aici? Avem un miel, avem hrană din trupul mielului, avem sângele mielului vărsat care izbăvește pe poporul Israel de moarte și avem porunca ca acest sacrificiu să fie repetat ca și o amintire pentru ei până în veșnicie. Sună familiar? Este o tipologie a cinei Domnului. Este o tipologie a mielului care avea ca să vină, să fie sacrificat și din trupul lui să ne hrănim spiritual și sângele lui să ne acopere păcatele, încât atunci când judecata lui Dumnezeu trece peste noi, să fim socotiți neprihăniți. Dar cel mai profund, ne amintim de Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a spus în Ioan 6, de exemplu, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
căci trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu este o adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, tot astfel și cel ce mă mănâncă pe mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer. Nu ca cea pâine pe care au mâncat-o strămoșii voștri, care totuși au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Ne amintim că El a promis că toți cei ce își pun cu adevărat credința în El să hrănesc din El și au viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții, spune Hristos, și cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Hristos le cere ca să creadă în El, să creadă în El ca și mielul care trebuia să fie sacrificat, să creadă că prin jertfirea trupului său și prin vărsarea sângelui său ei pot să fie îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Și ne amintim că El a pecetluit această promisiune de viață veșnică cu trupul și sângele său, când a atârnat pe cruce făcând pace între noi și Dumnezeu prin moartea sa. Ne amintim că această promisiune n-a fost una goală, ci a fost una garantată prin jertfa Lui. Apoi este o amintire nu doar a lucrurilor trecute, dar o amintire a lucrurilor prezente, a realităților spirituale care le experimentăm astăzi. În primul rând, este o amintire a trupului răscumpărat prin trupul său care a fost jertfit. Realitatea spirituală corporativă a bisericii. Privim în jurul nostru și realizăm că s-a întâmplat un eveniment care a generat o realitate prezentă. Că ceea ce experimentăm noi astăzi ca și biserică este datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Noi existăm ca și trup pentru că El și-a jertfit trupul. Noi suntem mântuiți împreună și alcătuim biserica răscumpărată Domnului Iisus Hristos pentru că El a vărsat sângele Său prin care am fost răscumpărat. În 1 Corinteni, capitolul 10, Pavel tratează această problemă a unității și în versetul 17 ne spune: pentru că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, întrucât toți mâncăm dintr-o singură pâine. Cine este pâinea? Pâinea este Hristos. Pentru că există o singură pâine care este Hristos, El este pâinea vieții, care este simbolizată aici prin pâinea din care ne împărtășim în această seară. Pentru că există această pâine, deși noi suntem mulți, din diverse zone demografice, vârste, partide politice, preferințe sportive și așa mai departe, totuși suntem uniți. Și realitatea aceasta, spune Pavel, este generată de faptul că toți am fost împărtășiți și toți mâncăm dintr-o singură pâine, da? Observați prezentul, mâncăm dintr-o singură pâine, nici măcar nu este trecutul. Toți am mâncat cândva, când am fost aduși la viață prin credință în Hristos, ca atare acum suntem uniți. Nu, este o acțiune continuă, mâncăm. Astăzi mâncăm și ne amintim că ceea ce Hristos a făcut prin sacrificiul Său în trecut se manifestă astăzi în prezent prin unitatea care o experimentăm. Ne amintim de această realitate. Și în capitolul 11 ne amintește că oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului. Fiecare trebuie, spune el, să cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul. Pentru că acela care mănâncă și bea fără să deosebească trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și nu puțini dorm. Corintenii nu deosebeau trupul Domnului Iisus Hristos. Dar cum? Ce nu deosebeau? Unde nu făceau ei distinția necesară? Nu deosebeau pentru că ei uitase că jertfa trupului Mântuitorului a creat realități prezente, actuale, în trupul răscumpărat prin sângele său în biserică. Ei credeau că cina Domnului are de a face doar despre acel eveniment istoric. Și credeau că pot ca să comemoreze evenimentul istoric uitând de realitățile din jurul lor, de ceea ce a procurat acel eveniment.
Și veneau și desconsiderau pe frații lor care erau rezultatul jertfei Domnului Iisus Hristos. Ziceau, haideți să facem cina Domnului în care să vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos, dar vom desconsidera pe cei care au fost răscumpărați prin ea. Și Pavel spune, dacă nu știți deosebi trupul lui Hristos, dacă nu știți să vedeți, să vă amintiți că acea jertfă care a fost în trecut generează o realitate prezentă spirituală în biserică. Când desconsideri biserica, desconsideri trupul lui Hristos. Când desconsideri pe frații tăi, desconsideri jertfa care i-a cumpărat, care i-a răscumpărat. Trebuie să ne amintim de aceste realități. Când desconsiderau pe frații din biserică, spune Pavel, că se comportau într-un chip nevrednic, nu doar față de frații lor, ci față de jertfa Domnului Iisus. Iar Dumnezeu așa de în serios ia această desconsiderare, încât acționează în disciplină și inclusiv cu moarte. Cât de în serios ia Dumnezeu relațiile între noi. Nu știu dacă noi le luăm așa de în serios. Când jignim pe un frate. Dacă ne interesează pe noi că am desconsiderat un frate care a fost răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și că întristăm pe Dumnezeu prin această atitudine. Observați că cina Domnului a fost intenționată și instituită de Hristos ca și ceva care trebuie să se petreacă într-o comunitate și nu în izolare. Domnul Iisus Hristos nu a avut discuția aceasta și n-a instaurat cina cu fiecare ucenic în parte. Și a strâns ucenicii la oaltă și în comunitatea credincioșilor de atunci a instaurat această practică. Și apoi ea este transmisă bisericii tot cu scopul de a fi manifestată în mijlocul comunității. Când citim în Matei 26, de exemplu, relatarea instaurării cinei Domnului, vedem acceptul acesta pus. A luat pâinea și a frânt-o și le-a dat-o. Și a zis, luați, mâncați, beți toți din el. Totul este la plural, totul este în această comunitate a ucenicilor. Și apoi când mergem în biserică, din nou vedem că cadrul în care trebuie să se desfășoare tot este biserica. Învățătura și practica apostolică de asemenea pune un accent deosebit pe cina Domnului în comunitatea credincioșilor. Pavel, de exemplu, nu vine și spune corintenilor, care ajungeau până acolo încât se îmbătau la cină și erau destrebălări și tot felul de probleme. Ok, aveți probleme luând cina Domnului în biserică, când vă strângeți toți la oaltă? Am o soluție. Luați cina acasă. Fiecare cu soția lui, cu copiii lui, caută un prieten cu care te înțelegi și ca să nu fie certurile astea și destrebălările astea și bătăile astea în biserică, luați fiecare cina cu cine vă convine. Pavel nu poate concepe o asemenea soluție. Pentru că cina Domnului este despre trupul lui Hristos răscumpărat, strâns la oaltă. Este despre realitatea practică, palpabilă, vizibilă, care trebuie să se vadă datorită ceea ce Hristos a făcut pe cruce. Ca tare el vine și mustră, și îndeamnă, și dă învățătură, și corectează. Pentru că ceea ce se petrece în biserică trebuie să fie un rezultat direct a ceea ce s-a petrecut pe cruce. Cina Domnului este un eveniment care trebuie să se întâmple în comunitatea credincioșilor. Apoi trebuie să fie o amintire a realităților spirituale personale. Fiecare dintre noi trebuie să experimentăm efectele sacrificiului Domnului Iisus Hristos și apoi să ne apropiem de cina Domnului. Să ne amintim de ceea ce Hristos a făcut pentru noi, de promisiunile Lui. Efectul pentru credincios nu este doar unul corporativ, ci este în primul rând unul personal. Când eu în mod personal l-am cunoscut pe Hristos, când eu în mod personal am primit credința, când eu în mod personal am fost iertat, atunci am fost adăugat bisericii. Atunci am început să fac parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Dar întâi eu personal trebuie să experimentez aceste lucruri. Altfel pot fi în mijlocul bisericii să nu fac parte din biserică, dacă n-am mai experimentat aceste realități. Și trebuie să ne aducem aminte despre aceste realități. Trebuie ca efectul să nu fie doar o amintire a unui eveniment istoric, ci o amintire a faptului că acel eveniment istoric a procurat anumite realități spirituale care sunt valabile pentru mine personal în prezent. De exemplu, iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Trebuie să îmi amintesc de această realitate.
Hristos a jertfit pentru iertarea păcatelor mele. Apoi învierea din morți și viața veșnică. Hristos ne spune că cel care se împărtășește din El, eu îl voi învia în ziua de pe urmă, ne spune în Ioan 6. Și cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. De câte ori te-ai gândit la cina Domnului despre această realitate? Înainte să întinzi mâna, să iei pâinea, să-ți amintești în mintea ta, în inima ta, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, simbolizată prin pâinea și sângele acestea, când eu voi fi îngropat în pământ, și vine ziua pentru fiecare dintre noi, după ce voi putrezi, după ce istoria mă va uita, va veni o zi în care toți oamenii vor fi înviați prin puterea Mântuitorului nostru și în care toți vom sta înaintea lui Dumnezeu. Unii spre viață și alții spre moarte. Unii spre răsplată și alții spre judecat. Și faptul că acum întind mâna să iau din pâinea aceasta mi-amintește că acea zi vine. Că acea înviere este reală. Că acea promisiune a vieții veșnice este adevărată. Apoi este o hrană spirituală pentru noi. Valabilă astăzi. Astăzi trebuie să ne hrănim din ea. Nu este doar ceva care s-a întâmplat atunci. Eu sunt pâinea vieții, spune Hristos. Și cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. V-ați găsit vreodată flămânz spiritual? Însetat spiritual? De parcă nu mai aveți energie să faceți doi pași pe calea credinței? Eu m-am simțit. Des. Frecvent. Și am nevoie să fiu amintit din nou și din nou și din nou că în jertfa Domnului Iisus Hristos este o hrană spirituală care îmi dă resursele necesare ca să perseverez pe această cale. Perseverența fiind un alt aspect câștigat de Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 5.5 și 5.6 din Ioan 6 ne spun că trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu o adevărată băutură și cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. V-ați spus vreodată întrebarea? Voi rezista până la capăt? Sunt încercări, tentații, probleme, atacuri. Voi rezista eu până la capăt? Am eu puterea necesară să o duc până la capăt călătoria aceasta? Răspunsul este nu. Dar există o sursă de hrană procurată pentru noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, de la care putem să mergem și din nou și din nou să fim hrăniți și cel care a mâncat și a băut și a gustat din jertfa Domnului Iisus Hristos rămâne în El și El rămâne în noi. Garanția nu este puterea noastră. Garanția este puterea Lui. Garanția este că ne putem și El ne hrănește în mod continuu din El. Și trebuie să ne amintim de aceste realități și ar mai fi foarte multe care le-am putea pomeni. Și de fiecare dată când venim la cina Domnului, trebuie să ne amintim că există realități spirituale prezente care sunt la îndemâna noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi este o amintire a nădejdii viitoare care avem. Ne amintim de trecut, conștientizăm prezentul care ar trebui să-l experimentăm și în același timp nădăjduim în viitorul promis de Hristos. Privim cu credință spre promisiunile care încă nu s-au împlinit. Când ne împărtășim de fiecare dată, o facem în anticipare. Hristos spune că-ți vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și când ne gândim la lucrul acesta, ne amintim de felul în care Hristos și-a învățat ucenicii și ne-a învățat pe noi să ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Matei 6. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. A doua enunțare după glorificarea lui Dumnezeu este dorința noastră ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Să vină cât mai repede. Noi vrem ca această realitate să se întâmple mâine dacă ar fi posibil. Realizăm că toată viața noastră este trăită în așteptare și anticipare pentru împărăția lui Dumnezeu. Vrem să stăm la masa Lui. Vrem să ne împărtășim, dar acum împreună cu El. Vrem ca să ne împărtășim așa cum a promis El în împărăția lui Dumnezeu. Și mergem în Apocalipsa și vedem când îi se spune, iată eu vin în curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui.
Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porțile cetății. Pentru că afară sunt câinii și vrăjitorii și cei desfrânați și ucigași și închinătorii la idol. Deci spune, noi nu suntem ăștia. Și oricine iubește și practică minciună. Spectrul este larg încât să ne cuprindă pe toți. Afară eram toți. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Duhul și mireasa zic, vino. Iar cel ce aude să zică, vino. Cel însetat să vină, iar cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Rețineți cum am zis că a început marea dramă, marea dilemă a omenirii în Geneza 3? Un pom, o hrană interzisă și odată când s-au hrănit din această hrană interzisă, atrage asupra lor moartea și asupra noastră moartea. Dar apoi avem o promisiune printr-un sacrificiu de sânge din partea lui Dumnezeu. Și acum venim la finalul istoriei și în Apocalipsa vedem biserica, mireasa, așteptând cu nerăbdare venirea Domnului. Și se spune că atunci fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Și ne vine să ne cutremurăm când ne gândim la faptele noastre. Și totuși așteptăm și anticipăm și ne dorim nu cu frică, ci cu nerăbdare. Dar de ce? Pentru că ni se spune că este ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă dreptul acum la un alt pom. Nu la cel interzis care a adus moartea asupra noastră, ci la pomul vieții, care astăzi este interzis pentru orice om. Dar va veni o zi când vom fi poftiți să mâncăm din el. Să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porți în cetate. Și ne întrebăm, în ce și-au spălat sfinții hainele, încât să aibă dreptul acesta la pomul vieții, la viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu? Și tot în Apocalipsa ni se spune că ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Am fost izgoniți din Eden, de la viață, datorită păcatului lui Adam și Eva, care au mâncat din fructul acesta interzis, din hrana interzisă. Dar am fost izgoniți cu o promisiune a unui răscumpărător. Și acum suntem părtași al sângelui mielului care ne-a răscumpărat, care ne-a spălat de orice păcat. Și acum așteptăm cu nerăbdare ziua în care vom intra în împărăția lui Dumnezeu, în care vom merge acasă și vom putea mânca din pomul vieții, să trăim veșnic cu împăratul nostru. Și în cele din urmă, nu este doar o poruncă, nu este doar o amintire, ci este cu adevărat o părtășie sau o împărtășire. În 1 Corinteni 10, așa cum am văzut, Apostolul Pavel tratează această problemă a închinării și împărtășirii. Și ne spune că cina Domnului este un act de închinare prin care ne împărtășim sau care suntem împărtășie. În primul rând, Apostolul Pavel ne atrage atenția la faptul că suntem împărtășie pe vertical cu Domnul Iisus Hristos. Pavel explică că atunci când omul se închină, el intră în părtășie cu obiectul închinării. Prin ritualul închinării există o legătură care se formează între om și obiectul de închinare. De aceea explică el, mâncarea jertfită la idol, deși este doar mâncare, nu se transformă cumva, deși este doar mâncare, totuși în acel ritual omul este adus în contact, în părtășie cu idolul, care Pavel explică este nimic altceva decât un drac. Și Pavel spune, eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Păi Pavel, dacă este doar mâncare, cum intri în împărtășire cu draci? Pentru că în ritualul acela de închinare, prin mâncarea aceea, intri în contact, într-un fel, nu fizic, da? Dar spiritual, cu obiectul închinării, care în cazul celor idolatri sunt draci. Și ne punem întrebarea, oare este atunci închinarea creștinului prin simbolistica dată de Hristos a cinei Domnului inferioară cu ceea ce experimentează păgânii, dacă ei intră în contact cu idolii lor
și au o experiență reală prin ritualul lor. Oare noi, prin ceea ce ne-a poruncit Hristos, doar ne amintim? Există, întrebarea este aceasta, există o împărtășire reală sau este doar ceva simbolic prin care ne amintim și nimic altceva? Plecăm de aici, dar nu s-a întâmplat nimic real. Am împlinit porunca și ne-am amintit despre niște lucruri, dar atât. Și Pavel spune, paharul binecuvântat, versetul 16 din capitolul 10, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Și pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și automat rezonează în mintea noastră cuvintele Mântuitorului, când el vine și instaurează cina și spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ce se petrece de fapt la cina Domnului? Cum înțelegem această realitate spirituală care o experimentăm? Permiteți-mi să citesc câteva propoziții din mărturisirea de credință a bisericii noastre, care cred că clarifică foarte bine ceea ce Apostolul Pavel și de asemenea cred că Domnul Iisus Hristos vrea ca să ne explice când ne spune că intrăm într-o împărtășire prin cina Domnului cu El. Citesc din capitolul referitor la cina Domnului din mărturisirea de credință. Elementele exterioare ale acestui sacrament, atunci când sunt în mod corect puse deoparte pentru utilizarea rânduită de Domnul Iisus Hristos, au o relație atât de strânsă cu Domnul Hristos crucificat, încât ele sunt uneori cu adevărat, dar întotdeauna în mod figurativ și simbolic, numite după numele a ceea ce ele reprezintă, adică trupul și sângele lui Hristos. Eu zic că dacă ne-am referit în această seară, când ne-am împărtășit din trupul sau prin trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, n-am face o greșeală dacă am întins mâna în credință. Primitorii vrednici, și prin vrednici înțelegem ceea ce Pavel înțelege, da? Care deosebesc trupul, care vin prin credință, ai sacramentului, care sunt părtași în mod exterior, da? Fizic, la elementele vizibile ale acestuia, le primesc de asemenea în interior, prin credință, spiritual. Nu ca și trup și carne, procedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat și primesc toate beneficiile morții sale. Trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual prin credință celor care participă la acest sacrament. La fel cum elementele exterioare sunt percepute de simțurile exterioare ale omului, aspectul spiritual este perceput de lăuntrul nostru, de Duhul nostru, ca și o chestie reală, ca și o realitate spirituală. Noi înțelegem că atunci când Hristos ne invită să mâncăm din trupul său, nu este o invitație la a fi canibali. Și atunci când venim la cina Domnului, nu credem că se întâmplă ceva și dintr-o dată a mâncat trup de om. Ci credem că în mod real există o împărtășire spirituală lucrată prin Duhul Sfânt în viața credinciosului. Că promisiunile și efectele, legătura cu Mântuitorul nostru se realizează într-un mod tainic și spiritual, prin simbolul și ritualul acesta poruncit de Mântuitorul nostru. Noi credem că există o legătură reală, dar spirituală. Este tot pâine și tot vin, sau must, da? Sunt doar elemente, ele nu se transformă la un moment dat. Dar atunci când ne apropiem în credință, în ascultare, în anticipare a promisiunii Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, suntem adăpați la adevărata hrană și la adevărata băutură. La trupul și la sângele Domnului nostru Iisus Hristos, din care decurg toate binecuvântările spirituale. Apoi avem parte și de o părtășie sau împărtășire pe plan orizontal. Pavel spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Și de asemenea, înțelegem că nu actul fizic de împărtășire în sine ne aduce în unitate. Altfel spus, dacă tu ești prezent în seara aceasta și ești necredincios, prin faptul că ai îndrăzni să te împărtășești, nu te face una cu biserica. Și nu te face una cu Hristos. Nu ești una nici cu Hristos, nici una cu noi. Da? Este nevoie de o latură spirituală.
credința în jertfa Domnului Iisus Hristos manifestată prin apropierea de cina Domnului ne unește. Când privim la această realitate pe plan spiritual și realizăm că suntem răscumpărați împreună prin această jertfă, atunci, dar prin credință, în mod spiritual, dar real, suntem împărtășie cu Hristos și și unul cu altul. Realizăm că suntem mădulare în același trup. Plecăm de aici cu legătura dintre noi fiind întărită pentru că se aplică un element spiritual. Realizăm că nu suntem uniți pentru că suntem membri doar în aceeași biserică. Sau pentru că avem aceleași gusturi de muzică. Sau pentru că ne plac nu știu ce. Suntem uniți prin lucrarea spirituală, tainică, suverană, duhovnicească a Domnului nostru Iisus Hristos, care prin jertfa Lui m-a răscumpărat pe mine și pe tine și pe tine și pe tine și ne-a pus și ne-a strâns la oaltă într-o biserică. Această seară vrem ca să experimentăm toate aceste trei laturi, aspecte din cina Domnului. Vrem să fim ascultători de porunca Domnului nostru Iisus Hristos și să venim ca să ne apropiem de masa Lui pentru că El ne-a poruncit. El ne-a spus să facem lucrul acesta. Pe de altă parte, vrem în momentele care urmează nu doar să ne cercetăm pe noi, dar să ne amintim de tot ceea ce a realizat Hristos prin jertfa Lui. De aspectele corporative, poporul care l-a răscumpărat, de promisiunile viitoare, de aspectele personale din viața mea. Și în cele din urmă, prin credință, vrem să plecăm de aici hrăniți din Domnul nostru Iisus Hristos. Vrem ca Duhul lui Dumnezeu să facă această împărtășire o realitate, o realitate spirituală, nu fizică. Pentru că avem nevoie de hrană și avem nevoie de putere să putem persevera până când vom fi în împărăția Lui și ne vom împărtăși cu El. Amin. Haideți acum.